A început undeva prin anii 70 și s-a terminat prin 89, dacă nu mă înșel. Deci comuniștii nu au făcut-o. Nu, au făcut chiar sub perioada comunistă. Comuniști? Încă în perioada comunistă, cu mare... Da, târziu, sigur. Dostoevski era iubit și era, în fine, anumite romane. Dar partea de publicistică și partea aceasta care era mai dificilă, să zicem, filozofică, asta era tabu, fiindcă sunt acolo niște probleme incendiare, atitudinea față de problema evreiască, atitudinea față de război pe care Dostoevski o consideră totuși în anumite perioade o binefacere și o curățire a poporului. Sigur, lucru care nu puteau să meargă, dar au mers totuși, acest Friedner fiind totuși și evreu, dar un evreu foarte inteligent, care a reușit să ducă această ediție la capăt, cu anumite greutăți enorme. După ce a murit Stalin. Sigur, după ce a murit Stalin, în 70 a început, sigur că da, nu se putea pune problema, sigur că da, nici nu se putea discuta despre aceasta. Deci, din acest punct de vedere, sigur, este interesant că undeva filozofia aceasta dostoievskiană are rădăcini, fiindcă era, într-adevăr, până la Revoluția din 1917, filozofii germani erau foarte bine cunoscuți de către ruși. Deși ei aveau undeva aplicare pentru literatura franceză și filozofia franceză, însă marea filozofie este cea germană. Și bineînțeles că ea a dat roade în scriile de proză, mai ales a unor mari prozatori din spațiul acesta, să zicem, sovietic. Deci, este într-adevăr o carte meritoasă, deja s-a vorbit foarte bine la superlativ, este o carte care se citește totuși nu ca un roman, ci se citește totuși cu anumite pauze, fiindcă sunt, eu am citit încă în manuscris și mulțumesc că mi-a dat, cu mare așa atenție, lăsam, citeam și a doua zi și simțeam o delectare sufletească că am aceste pagini pe care le-a scris minunata noastră și prozatoare și poetă și, într-adevăr, aici eu aș spune eseistă cu anumită doză de, aș spune, nu știu, de prozator. De prozator, fiindcă se citește, într-adevăr, ușor, dar în același timp nu poți, pentru... Trebuie să meditezi asupra filozofiei și asupra filozofiei nu se poate citi așa de rapid, fiindcă ideile sunt extrem de generoase. Dostoevski a fost și el, Albert Kovács știe foarte bine, și un mare filozof, nu numai un mare scriitor. Paginile acestea de publicistică sunt colosale. Poate o să avem și noi o ediție în română completă a operelor lui Dostoevski, când adevăr merită și undeva, cum să spun, aripa geniului dostoevskian s-a răsfrâns și asupra marilor scriitori români, inclusiv, cum consideră, și asupra lui domnului Beban. Vă mulțumesc pentru atenție. Iată că întâlnirea noastră, care a debutat sub auspiciile unei lansări de carte, se transformă puțin așa în ceea ce ne-am fi dorit măcar noi doi să devină. O proiecție a imaginii autoarei, a Aurei Christie, dar și a ceea ce reprezintă acest volum în bogata ei experiență editorială de până acum. Vine o vârstă, vine o vreme, nu mai am. Da, am înțeles. Deci eu totuși credeam că este o lansare de carte, dar într-adevăr s-a transformat într-un colocviu despre o carte. Cu anumite amintiri despre alți scriitori, despre cunoscuți și fiindcă și eu am avut niște prieteni, niște cunoscuți, nu-i nimic, că și așa nu s-aude. Dar eu țin în față ca să vă zic că nu s-aude. Vreau să vă spun ceva despre generozitatea lui Nichita Stănescu. Apropo de acei bani. La un moment dat, Nichita Stănescu, și eu am fost prieten cu el și nu știu cine n-a fost prieten cu Nichita Stănescu. La un moment dat, Nichita Stănescu, cum suferea cu măselele și cu dinții, a avut nevoie de niște bani ca să își refacă dantura. Și eu am vorbit cu Traian Neagu să găsim o soluție. S-a găsit o soluție și i s-a dat o sumă de bani ca să își refacă dantura.
A doua zi nu mai avea niciun ban. Deci prietenii l-au învățat că na, e inutil să doarmă să doarmă. Asta ca o paranteză legând de ce a spus domnul Alește Bănescu înainte și pe bani despre Nichita. Revin la Aura Christi. Eu am citit această carte de la un moment dat ca pe un roman. Și aici îi dau dreptate domnului Balan. Mie mi se pare un roman autobiografic în care personajele vin în viața unui copil din Basarabia, cu școală la Moscova, exilată mult timp în diverse țări și limbi, și scrie acest roman în care se întâlnește cu niște personaje foarte interesante. Se întâlnește cu Dostoievski, se întâlnește cu Nietzsche, se întâlnește, ia parte la, e martor al întâlnirii dintre Tolstoi și Gogol, o întâlnire absolut fascinantă, de o mare calitate a prozei. Ia parte la întâlnirea dintre, care n-a avut loc, între Tolstoi și Dostoievski, și Dosto, cum îi spune Aura Christi, la această întâlnire evitată mereu și care a avut un rol extraordinar totuși în viața fiecăruia. Aici sunt de acord cu domnul Balan, dar ca să fiu sigur că nu o să spună cineva, țineți puțin, că și așa nu se aude, ca să nu spună cineva că nu, ideea asta nu este a mea, vreau să citiți ce scrie aici. Roman, da. Deci eu mi-am făcut niște, crezând că e o simplă discuție, așa, mi-am făcut niște notițe, așa, și am început cu acest cuvânt, roman. Deci un roman autobiografic al acestei doamne, pe care am votat-o cândva, ca poetă, și acum trebuie să vă spun că o votez ca o prozatoare total deosebită. La Premiul Academiei. Lasă, ce să spunem totul. Undeva și spune modalitatea dânsei de a lucra. În aceste zone interdisciplinare, între eseu, între proză, între filozofie, are un citat uriaș în care își dezvăluie ce spun eu, ce concluzia mea, că e un prozator. Deci această carte ține, după opinia mea, de proză. Dar dați-mi voie să greșesc. Dar greșesc alături de un mare specialist al culturii ruse. Nu mi-e frică de greșeala mea. Iarăși, cum să spun eu, scene extraordinare de proză. Gândiți-vă la masca. Întâi vorbește la un moment dat despre cenzură. Despre cenzura prin care au trecut rușii. O cenzură criminală. O cenzură formidabilă pentru cei care au creat cea mai mare literatură a secolului XIX. Aici, Breban, cred că îmi dă dreptate. Da. Și m-am gândit cum era privită cenzura de alți oameni, de alți mari cărturari. Uitați, rușii aveau o teamă și toți, și Dostoievski, și Gogol, și alții de cenzură, unii au și pățit-o. Domnul Montaigne, în schimb, era foarte încântat când reprezentanții papei i-au făcut, când a ajuns la Roma, el a ajuns la Roma călare și mergând din stațiune în stațiune să bea ape minerale și acolo i-au făcut niște observații reprezentanții papei și au spus că ar trebui textele cenzurate și el a fost foarte încântat. A spus cenzurați-le, tăiați-le, nu mai publicați-le, fiindcă de fapt el nu dădea 2 lei pe cenzură. Deci deosebirea este mare între ruși și marele Montaigne, care este oricum și el un geniu. Primul mare francez. De asemenea, în carte am mai găsit un lucru iarăși foarte interesant, de proză, despre masca nebuniei.
despre masca personajelor. Ce rol are nebunia la unii, la ruși? Și ce rol are nebunia la cel mai mare, cel care a descris nebunia extraordinar și aceste personalități multiple, domnul Shakespeare? Ce înseamnă nebunia la Shakespeare? Începând din cea mai nebăgată în scenă, în seamă scenă de nebunie, este cea în care domnul Hamlet se întâlnește cu Ofelia, tatăl ei și cu Claudius erau după niște perdele și el îi face o scenă că n-a iubit-o niciodată. Joacă o scenă de mare nebunie, care, după părerea mea, o nebunește pe Ofelia. Spre deosebire de nebunia văzută de ruși și de acest prieten al lui Breban, Nietzsche, că ei sunt prieteni de mult, de vreo 400 de ani. Cred că înainte de a se cunoaște erau prieteni. Deci aceste scene, zic, sunt de proză, după mine. Și aș încheia, fiindcă eu n-am mâncat azi dimineață. Și mi-e foame. Și n-am nicio apă să beau. Aș încheia. Lasă că oricum închei. Ce e formidabil la Aura Christi? Dă într-adevăr o carte extraordinară. Trebuie să-i dau dreptate din nou lui Breban. E o carte extraordinară și, cum să spun eu, în care vorbește nu numai despre aceste personaje pe care le-a îndrăgit și cu care a trăit alături și așa, dar vorbește și de moartea lui Dumnezeu și vorbește și de viitorul lui Dumnezeu. Mersi pentru apă. Mersi că m-ați ascultat. Dacă mai era nevoie de un argument, că ne aflăm în fața unei cărți de excepție, el s-a produs în fața dumneavoastră. Adică în ea se poate vedea un prozator, un filozof, un scriitor care face obiectul interesului criticului literar și așa mai departe. Asta înseamnă că această carte merită toate elogiile care i s-au adus și cele care nu i s-au adus. Eu am fost mai așa, mai puțin generos cu aprecierile, dar nici nu contează în fața numelor care s-au pronunțat deja.